Bumelando episodii Blog cu voi din nou, este Nenisa și astăzi vreau să vă arăt ce am cumpărat eu de la magazin. Mi-am luat două cărți. Prima carte este Povești cu zâne, care are arătat o zână. Aici cred că e o vrăjitoare și un dovleac în spate și scrie titlul. Este mică și foarte drăguță. Un pic gros, da. Și asta mi-am luat-o cu pantofii roz ai balerinei. Aici o balerină, aici un om, da. Aici un trandafir la balerină. Să vă arăt, e cu poze, așa. E dintr-o colecție diferită, e aceeași colecție, doar că diferite cărți. Amândouă costa 10 lei. Și alea de la o librărie, un magazin, cum am spus. Deci aceste două sunt, le recomand. Amândouă sunt cu scris, nu e cu poze. Cred că puține așa cu poze, dar nu cred că e mai mult. Da, și astea sunt. Și dacă v-a plăcut acest vlog, puneți like, share, subscribe și scrie la comentarii dacă vă plac cărțile mele. Eu să le citesc, cu zile diferite, să le citesc. Pa!